plăți electronice și plățile electronice, plățile cu cardul în special, au un efect foarte mare asupra contribuabilului și a scurtării timpului lor de a sta la ghișeu. După cum bine știți, există o platformă ghișeu.ro. Am crescut numărul de înrolări pe această platformă și am publicat deja, nu știu cât a fost sesizat și cât a fost promovat acest lucru, am publicat deja, să spun așa, rezultatele pe această platformă. Aș vrea să vă spun că de când am preluat mandatul, am reușit să creștem numărul de instituții înrolate pe platformă. Platforma există de mai mulți ani, de aproape 5 ani, dar am reușit la numărul total 33,5% să creștem acest număr în doar 6 luni. Numărul de utilizatori raportat la total număr de utilizatori doar în 6 luni, deci raportat la 5 ani, a crescut cu 44%. Numărul de tranzacții efectuate a crescut cu 49%. Și totalul tranzacțiilor exprimate în lei cu 47%. Prin simplificarea credențialilor. Aceste lucruri s-au întâmplat fără să cheltuim bani de la bugetul public. Așa cum am anunțat la începutul mandatului meu, am spus că voi încerca să vin cu soluții inteligente și care să nu coste bugetul și contribuabilii. Este pentru prima dată când Ministerul în istoria lui n-a mai achiziționat studii. O mare parte din studii și partea de gândire a fost elaborată de experții din minister sau de experții din agenții.